De trei zile, străzile din Craiova sunt pline de muncitori care agață beculețe pe clădiri, pe stelip sau pe cele mai circulate artere din oraș. Iluminatul festiv se va aprinde anul acesta pe 11 noiembrie, mai exact cu 3 săptămâni mai devreme decât anul trecut. O noutate care nu îi încântă pe unii craioveni, mai ales că facturile la curent cresc pe zi ce trece. Mi se pare cam devreme, chiar foarte devreme, mai ales când facem acum economie de curent. E de vreme rău de tot. Școlile nu le încălzesc, că zic că n-au bani de curent, n-au bani de astea, dar pune luminițe pe sus. Eforturile primăriei au și o explicație. Craiova vrea să-și păstreze titlul de cea mai frumoasă destinație de sărbători din țară și să se mențină în topul târgurilor de Crăciun europene. Lucru bun pentru tineret, pentru oameni, reviste plimbe, dacă luminițele încep, va fi aglomerație. O veste care pe unii localnici îi încântă pentru că, spun ei, în felul acesta economia și turismul vor înflori în Craiova în perioada sărbătorilor de iarnă. Factura la curent, de asemenea, nu va crește în niciun caz. Noi, de altfel, am făcut economii încă din anii precedenți. Am avut și avem în continuare toate decorațiunile sunt pe LED-uri. Totuși, reprezentanții primăriei dau asigurări că nu vor da niciun ban în plus pe curent față de anii precedenți.